Noroc, iubirași de soare! Voi când de obicei spălați? Aveți o zi dedicată a săptămânii, gen sâmbătă, duminică? Mai de mult în provincia canadiană Quebec exista o tradiție ca ziua de luni să fie numită Lundi jour de lavage. Dar că acum eu în Moldova cunosc oameni care spală zilnic. Nu haine, creiere. Creiere spală. Причем tare ghinișor. Mai tine că v-ați dat seama despre cine vorbesc. Astăzi continuăm o rubrică a emisiunii Lumina în care arătăm cu deștul jurnaliștii și instituțiile media care calcă pe greble și în loc să-și facă datoria, devin o ceretnie ramuri de partid. În ultima duminică a lunii iunie 2018, în Chișinău a avut loc un protest față de invalidarea mandatului primarului ales Andrei Năstase. Evenimentul a fost mediatizat pe larg, dar și de această dată un subiect de interes public a fost tratat diferit și selectiv. Omul de rând a fost nevoit să consulte un număr sporit de surse media pentru aș crea o imagine despre evenimentul din 24 iunie. Hei, te preocupă soarta țării? Dar ai venit obosit acasă, ai vase de spălat, copil de culcat, mâncare pe a doua zi de pregătit? Nu știu ce probleme! Tu just faci timp să urmărești 12 surse media ca să înțelegi ce imagine să-ți faci în cap despre un eveniment? Așa-i? Nu e așa. Ia că pe asta și-și bazează activitatea fabricanței de minciuni și propagandă. Ei generează atâta confuzie în cifre, în declarații, încât tu nici nu știi de la ce capăt să o apuci ca să ajungi la lumina adevărului. Începem cu posturile de televiziune Prime, Canal 2, Canal 3, Publica și portalul Noi.md, care au transmis 7 știri cu conținut aproape similar. Ideile de bază în jurul care ei au construit reportajele sunt următoarele. 1. Oamenii care au venit la protest au venit din alte localități și nu au avut nicio legătură cu alegerile municipale din Chișinău. La protest au venit și locuitori din Reoane, chiar dacă nu au nicio atribuție cu edilul Chișinăului. Greșit. Foarte mulți oameni care n-au legătură directă cu alegerile locale din Chișinău au venit la protest pentru că, cum să spun eu așa mai discret. Pentru că angajatorul vostru, domnul curajos care se teme să răspundă la întrebările jurnaliștilor, el visează să instaureze în Moldova un fel de dictatură. Și în mod normal, orice om sănătos la cap, fie că e din Nisporeni sau din Kenya, trebuie să iasă la protest. Trebuie să-și arate nemulțumirea cu un astfel de napoleoncic vrea să pună stăpânire pe întreaga țară. 2. Unii oameni habar n-au de ce au venit. Alții oameni nu au știut însă pentru ce au venit să protesteze. Ce ați venit astăzi la votăm pe dânsul. Ați venit să votați? Astăzi sunt alegeri? Da. Superb! Eu cred că domnișoara aia cu microfonul, tătă copchilăria, o visat, să crească mare, să ia microfonul în mână, să pornească printre oameni și să descoperi cel mai beat, neîngrijit, inadecvat om din mulțime și în jurul răspunsului acestui om să construiască o bună bucată de reportaj. Brava, fata! Treci la loc! Nota 2. Dar să nu credeți că ăștia de la Prime au avut doar cuvinte de ocară. Nu, au avut și cuvinte de laudă doar că nu pentru protestatari sau organizatorii protestului. Cuvinte de laudă pentru polițiști care au avut de împărțit apă oamenilor din piață. Și tot e bine și frumos, doar că eu mai am o sugestie. Hai data viitoare, jurnalista care a făcut acest reportaj să întrebe de Jăzdan, Cafcaliuc, Pânzari de unde au avut inițiativa de a împărți apă la protestatari, dar au ținut sute de polițiști îmbrăcați în robocopi, transpirând pe căldură în autobuz în spatele guvernului. Mi-am dat seama, probabil ați vrut să le arătați beneficiile saunei pentru sănătatea omului, exact. Temperatura ridicată întărește imunitatea, reduce celulita, elimină toxinele din organism, aha. Cu plăcere, al vostru doctor prefăcător. Posturile ANTV Moldova și Accent TV au difuzat câte un subiect cu o durată de câte 7 minute în care s-au referit la protestul din 24 iunie. În ambele materiale s-au făcut insinueri cu privire la faptul că protestul ar fi un rezultat al înțelegerii dintre Vlad Plahotniuc și Andrei Năstase. Și bineînțeles că părerile acestor doi nu au fost solicitate. Protestul de duminică organizat de PPDA, PAS și PLDM este rezultatul unui scenariu politic pus la cale de echipele lui Vlad Plahotniuc și Andrei Năstase. S-au utilizat imagini video într-o formă eronată. S-au făcut afirmații neconfirmate și nedemonstrate. După o oră de lozinci și discursuri, organizatorii au constatat că lumea se retrage și pleacă. Liderii protestului au decis să mute locul mitingului în scoarul Parlamentului, îndemnând oamenii să nu plece acasă. Normalioc! Poliția parcă zis că erau 3.000 de oameni în piață, așa-i? La mitingul de duminică nu au venit mai mult de 3.000 de oameni, susțin forțele de ordine. Dar în același timp, din piață mulți au plecat și când colo, când din piață mulți au plecat spre Parlament, erau vreo 10.000. Mii minus cât? Fac 10.000. Oare cine o să ne răspundă la această întrebare? Dar cel mai josnic, lipsit de logică și amuzant în același timp a fost faptul că Accent TV l-a învinuit pe Andrei Năstase pentru că a purtat o cămașă națională în timpul protestului și această cămașă națională nu avea însemne moldovenești, dar însemne românești! Ca și cum din întâmplare unionistul convins s-a îmbrăcat în cămașa națională cu elemente românești și nu moldovenești. Urmăriți primele imagini ale protestului de lângă primărie, numai Maia Sandu era îmbrăcat
îmbrăcat într-o ie, iar Andrei Năstase într-un maiou alb. La mijlocul mitingului, Năstase s-a îmbrăcat în cămașa națională. Cum se cheamă boala asta și cine-i doctorul care să o lecuiască? Vedeși suslic v pole? Net? A oantam este. E ca fix așa se discută și în redacția de știri Accent TV. Și ultimii călcători prin streaking sunt cei de la Jurnal TV, care au dedicat 40 de minute protestului dintr-un total de 50 de minute de buletin de știri. Despre protestatari, partidele organizatoare și oamenii care au vorbit în scenă doar de bine. Bun, mai este o parte a medaliei. Eu îmi dau seama și gândiți voi acum. Andrei, dar este corect oare să lovești în acei care îi susțin pe cei împotriva cărora s-au comis o injustiție? Este normal să lovești în cei care întind o mână de ajutor cuiva care-i culcat jos la pământ de durere? Well, nu. Dar în același timp, când e vorba de o mișcare cu caracter politic, cum sunt aceste proteste, e necesar, după mine, e necesar ca un jurnalist să aibă și o leacă de detașare. Nu de alta, dar trebuie, un politician trebuie să nu uite despre faptul că el este angajatul nostru. El vine acolo să fie un garant, un reprezentant, un apărător al intereselor noastre, dar nu un tătucă salvator care ne dăruiește speranță, concerte gratuite, cărnăciori în jasmin. Mai scurt, noroc, Orhei. Drept concluzie, portalurile și televiziunile enumerate mai sus au ignorat în mare parte interesul consumatorului. Și ca stai și te gândești, dar omul de rând, cum a răzbătut el prin mojila de afirmații, declarații, minciuni, acuzații și dacă a răzbătut? Și fel de imagine și-a făcut el apropo de acest protest? Cât de aproape de realitate este această imagine din capul lui? Беспокоит, конечно. Каждое воскресенье у них какие-то проблемы для людей делают. Eu personal, după ce am urmărit aceste surse de știri, vreau să vă spun că mi-am făcut o singură imagine în cap. Pe scurt, sună în felul următor. La protestul din 24 iunie erau oameni care nu sunt din Chișinău, dar au băut apă din mâna polițiștilor care l-au apărat pe Năstase îmbrăcat în cămașă cu ii națională din tradiții românești de la gura copchiilor care au urlat. Mamză! Parcă așa a fost, nu? Atât pentru astăzi, mersi că ați rămas cu mine până la capăt. Mulțumesc Centrului pentru Jurnalism Independent din Moldova, portalului mediacritica.md. Asta e un site administrat de experți în domeniul jurnalismului. Vă invit și pe voi să vă faceți timp să intrați, să contribuiți la combaterea dezinformării și manipulării din mass media moldovenească. Dacă și tu crezi că un jurnalist ar trebui să ne informeze corect, complex și echidistant, bagă un like, un share, iar dacă ești un oligarh și lumea încă nu a auzit de tine, cumpără un bilet la spectacolul meu de stand-up despre alegeri. Link-ul pentru bilet îl găsești mai jos în comentarii sau în descriere, sau poți să suni direct la telefoanele care le vezi mai jos. Biletele se vând doar online pe iTicket. Pupicei!